Cine crezi că o să vină în această ogradă acum? Tata. Tata. Bine, mâinile la ochi. Iar noi, 10, 9, 1, la mulți ani de la... La mulți ani de la tata care a venit de peste hotare, din Italia, pentru a spune la mulți ani și pentru a-ți spune că te iubești. Ești fata cea mai mare. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de april. Trece timpul, e grăbit și neostenit. Un copil să-l crești cu dor nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire. Să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Zăpește-te, rog. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiești, la mulți ani fericiți, absolut toți. Elena sau Lenuța, cum să-ți spunem astăzi? Cum vreți? Lenuța, triști în colo. Ne oprim aici? Ne oprim aici, da. Noi vă salutăm. Și noi. Cu drag, cu respect. Astăzi ne-am adunat aici câțiva oameni, toți frumoși, atât la chip cât și la suflet, să o felicităm pe Elena, căci este ziua ei de naștere, 20 de ani numai, deja a început prefixul 2, așa că spunem cu toții, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, să-ți fie de bine și să ai mult, mult succes în anii ce urmează, să-i cucerești pe toți cu frumusețea ta, și să-i convingi să-ți fie alături mereu și la bine și la greu. Și iată că astăzi cineva din oamenii care niciodată nu te va lăsa. Mereu te vor iubi, indiferent de bune sau de rele. Ne-au trimis aici să spunem la mulți ani, să te felicităm și să-ți oferim cadouri presărate cu dragoste, cu respect și cu mult dor. Până tu te gândești din partea cui vine surpriza, noi te întrebăm ceva simplu. Cum te simți? Foarte bine. Mă simt ca la 20 de ani. Ca la 20 de ani. Fără griji și cu mulți bani. Aceasta este urarea, aceasta este urarea noastră. Și chiar dacă banii ca banii, dar în ziua de astăzi bogăția este fericire, bogăția este familie, bogăția consistă anume în așa momente, anume în așa amintiri, pe care cineva nu uită să le organizeze. Așa că cei dragi au insistat astăzi să te felicităm anume așa și să-ți oferim un buchet încântător de trandafiri. Iar noi am ales o culoare de roz pal combinat cu trandafiri roșii, florile dragostei. Tu ce-i mai frumos pentru tine, căci meriți într-adevăr. Haideți să o aplaudăm! Și spunem încă o dată, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și chiar dacă ai 20 de ani, cineva te consideră încă a fi practic un copilaș. Și ne-am asortat noi cu trandafirii roz-pal și am venit astăzi la tine în dar cu un asemenea ursuleț de culoare roz, viața să se transforme într-o poveste roz pentru tine și nu degeaba el are, are pentru că tu ești un îngeraș pentru ei. Dar oare pentru care ei? Haideți să începem să ghicim. Elena, cum crezi? Din partea cui vine gestul de astăzi? Eu nu cred, sunt sigur că vine din partea părinților. Așa, din partea părinților, o variantă.
și a fraților. Iar noi avem răspunsul la întrebarea aceasta. Poate ai ghicit, poate n-ai ghicit. Aici se ascunde un mesaj de felicitare, dar îl citim un pic mai târziu. Avem și o diplomă pentru tine, dar ți-o oferim peste câteva minute. Până atunci, mă invităm pe prietena ta aici să îți pună mâinile la ochi. Iar noi o să numărăm astfel, de la 10 la 0. Nu înainte de a te mai întreba o dată, cine crezi că o să vină în această ogradă acum? Tata. Bine, mâinile la ochi. Iar noi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mulți ani de la... La mulți ani de la tata care a venit de peste hotare din Italia pentru a spune la mulți ani și pentru a spune că te iubești. Ești fata cea mai mare. Ești păpușa tatei la 20 de ani. Tot spuneai, haideți unul din voi să vii la 20 de ani acasă, la ziua mea de naștere. Iată că te-a auzit și Dumnezeu și părinții și au venit să-ți fie alături. Domnul Andrei a venit să spună la mulți ani, chiar în persoană. Bravo! Așa, se salută cu toți. N-am fost de ceva timp acasă. Iar noi, pentru tine, Elena, mai avem ceva. Iată așa o apariție surpriză aici, de ziua ta de naștere. Mereu să fii cu zâmbetul pe buze și mereu să interpretezi viața ca pe un joc. Obstacolele să fie depășite mereu de tine. Poate mai are ceva pentru tine sau poate nu, însă noi cu siguranță. Pentru tot ce ai făcut în ultimii ani și în general de când ai apărut în viață, de 20 de ani, astăzi primești un titlu, iar el sună cam așa, poate că ți-i deja văd. În semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste, perseverență, pentru rezultate excelente în cadrul profesiei de familist, se acordă titlul de cea mai bună fiică și soră din lume, domnișoară Elena Dima. Și prietenă! Aplauze! Acesta este pentru tine. Și pentru tine este și sărutul din partea tatălui. Încă o sărutare. Așa, foarte frumos. Spuneam noi de un mesaj de felicitare care se ascunde prin petalele acestor flori. Iar el sună cam așa. Felicitări, fiica noastră! Ziua ta de naștere este un eveniment atât de special pentru noi. Fie ca astăzi zi să aducă doar motive de bucurie, zâmbete, voie bună și căldură sufletească. Noi te iubim, ne mândrim enorm cu tine și îți spunem la mulți ani. Iar felicitarea continuă cu la mulți ani, draga noastră soră mai mare. Lasă-ți frumusețea să înflorească și să surprinzi cu claritatea minții tale. Lasă bucuria, fericirea, inspirația și dragostea să meargă cu tine de bună. Sănătate pentru tine, împlinirea dorințelor și implementarea tuturor planurilor tale. Cu drag, familia, cu drag și o parte din familie care este astăzi aici. Cu siguranță ai scopuri, ai planuri mari, iar rezultatele să nu întârzie niciodată să apară. Și nu te mai ține mult timp aici, ți-am frat deja câteva minute, ai înghețat un pic, însă te-am încălzit prin emoții și prin surpriza oferită de tatăl tău, care a venit aici în persoană să te felicite. La început ai spus că te simți foarte bine, dar acum? Mai bine. Elena, uite-te rog frumos în camera noastră și transmite
membrilor familiei câteva cuvinte. Și fraților, și părinților, chiar dacă câțiva din cei enumerați sunt aici. Da, mesajul meu o să fie unul general, pentru că toți, indiferent că sunt mici, că sunt mai mari, că sunt în vârstă, că sunt mai mici, toți au contribuit la dezvoltarea mea și eu nu aș fost aici dacă nu ar fi fost ei. Da, știu că se bucură și se mândresc cu mine, dar de fapt eu sunt rezultatul lor. Și le mulțumesc de suflet pentru toți, pentru că am ajuns la 20 de ani, este doar datorită lor. Le mulțumesc tuturor, de la mic la mare. Și da, îmi pare rău că nu este tatăl meu alături, dar promit că vom recupera. Atât, deocamdată. Bravo și la mulți ani pentru Elena! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești, felicitarea, poftim. Și o îmbrăceală din partea la prietenile tale care până acum ți-au... Așa... Așa. Cam bate vântul, însă nu știu dacă acum sau mai târziu pentru voi, avem și un ampion. Deja stabiliți voi când îl aprindeți, faceți niște cadre frumoase, câteva story-uri. Corect. Și dați tag Elenei cu la mulți ani. Haideți să ciocnim totuși șampania, că văd că paharele sunt pline. Trei pahare au rămas pentru la ușoare. Să răsune paharele și toți vorbe frumoase. Închinăm aceste pahare pentru 20 de ani a Elenei. Nu de mult am fost în această groadă și am felicitat-o pe bunica. Și astăzi este o pielea sărbătorite și cele surprinse. Încă o dată felicitări tuturor, câteva cuvinte? Nu am cuvinte la microfon? Sănătate și fericire absolut tuturor. Acum hai să trecem la fotografie. Opa, este bunica. Poftim. Eu o să după ei trebuie să mă pregătesc, dar fără pregătirea să spun câteva cuvinte. Eu vreau să vă mulțumesc că ne-ați intrat iarăși în ograda noastră și fetele de la România, prietenii cele mai bune ei și tata, o veni pe neprins de vestii. Și ne bucurăm că avem o nepoțică extraordinară, ne mântrim cu dânsa. Dacă ți-a dus aminte, Elena, ți-a spui poezioara și ai timul, dacă nu ți-o spun. Ți-o spun că ai făcut bani cu ea, ți-i minte? Mamă dragă, mamă scumpă, dacă ai ști cât te iubesc, dar acum eu sunt mică și nu pot să-ți dovedesc. Dar când o să cresc mai mare, îți promit, nu vei uita. O să te mândrești cu mine, că eu sunt nepoțica ta. Cum îți dorești mult sănătate, să fii sănătoasă. Și într-adevăr să mă mândresc cu tine cum m-am mândrit până acum. Vă doresc sănătate la toți și fiți sănătoși. Mulțumim pentru urare, mulțumim pentru aceste cuvinte spuse din suflet. Iar pentru tine clar că avem și dedicația ca la 20 de ani și o să facem și câteva fotografii. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.